Marian Vanghelie a rebufnit în fața judectorilor, pând aci voi sentin ca vorie sublinierei multe lucruri frumoase în spațiul public. Laura Codruca Covesio se aib probleme mari în curând, amenind Marian Vanghelie chiar în instant. Fostul primar susține ce vor aprea noi dezvăluiri care se arate modul în care lucrează Direcția Națională Anticorupție chiar zilele acestea. Când aci voi sentin ca vorie sublinierei multe lucruri frumoase în spațiul public, le-a spus Vanghelie judectorilor care decid dacă îl arestează din nou, la cererea procurorilor DNA, potrivit Antena 3. Noi suntem DNA, nu ne este frică. La remarca asta ce se spun, eu sunt Bolani, nu-mi e frică. Eu cred ce orice om sănătos la cap îi dă seama ce după 10 ani de nenorociri trebuie să se peletească într-un fel. Nu sunt eu cel care critic și anchetez. Atâia mii de oameni cărora li s-a nenorocit via, trebuie să peleteax. În istorie la noi a s-a întâmplat. Au peletit toi la un moment dat, a declarat Marian Vanghelie.